O să spuneți când suntem, putem începe. Stimați colegi, bună ziua! Stimați cetățeni, dragi prieteni, dragi camarazi din Coaliția pentru Unitate și Bunăstare, astăzi vom transmite mesajul central de campanie, având în vedere faptul că suntem la câteva zile de data alegerilor, 5 noiembrie, și respectiv trebuie să spunem că suntem ca în fața unui examen, un examen la care ne-am pregătit, pentru care suntem pregătiți, și notele căruia vor influența foarte mult procesul politic din Republica Moldova. Trebuie să spun că a fost o campanie electorală în care actuala putere și-a făcut de cap. Noi am comunicat public de-a lungul ultimelor săptămâni asupra multor nereguli care s-au constatat în cadrul campaniei electorale, asupra grupurilor de influență toxică care au venit din mai multe părți, din Israel, dar și din alte locații. Am transmis rapoarte către observatorii internaționali, către autoritățile electorale și, fără îndoială, dorim în acest moment să concretizăm ce am avut în vedere și motivele pentru care noi suntem atât de interesați ca alegerile locale din Republica Moldova să se desfășoare conform standardelor și normelor democratice. Primul lucru pe care vrem să-l spunem este că avem nevoie ca cetățenii Republicii Moldova să participe la alegeri plenar, conștient, într-o măsură cât mai mare, indiferent de limba, de confesiunea, de stratul social din care fac parte, pentru că participarea dumneavoastră la alegeri, stimați cetățeni, vor da legitimitate procesului electoral și sistemului politic care stabilește regulile de joc în societate. Sigur, în Uniunea Europeană, prezența la vot reprezintă un indicator al sănătății democrației și acest lucru trebuie să se întâmple și la noi. Prezența la vot în statele Uniunii Europene depășește uneori 70-75%, un aspect care validează mandatele celor aleși. Așa ar trebui să fie și la noi, pentru că, în acest fel, Coaliția pentru Unitate și Bunăstare, ca partid european, liberal, asumat, încurajează orice narațiune care sprijină participarea cetățenilor conștientă la aceste alegeri. În al doilea rând, aș dori să mulțumesc foarte mult colegilor noștri, simpatizanților noștri, membrilor de partid, pentru că ați decis să ne ascultați, să ne auziți, să ne urmăriți la televiziuni, în acțiunile din teritoriu, dar și de asemenea pe social media, acolo unde noi am dorit să găsim electoratul care ne reprezintă. Foarte probabil tinerețea care ne caracterizează, suntem un partid foarte tânăr, apărut abia în decembrie 2022, a determinat și anumite stângăcii pe care noi ne le asumăm și pe care probabil o să le înțelegeți, dar este clar că sentimentul nostru a fost să aducem în această campanie un element al tinereții, al onestității, al autenticității de care electoratul și acest sistem politic are nevoie. Să știți că noi la club am avut pe listele noastre și avem pe listele noastre oameni care sunt potriviți după caracter, după competență și dedicație, unei misiuni politice pe care ne-o asumăm integral în alegeri și după aceste alegeri. În general, la final de campanie, foarte multă lume vine ca la vânătoare uneori cu promisiuni absolut fanteziste. Și trebuie al treilea lucru pe care vreau să-l constat în acest moment, este că ipocrizia unei nomenclaturi care nu a fost scoasă de la putere a șocat pe foarte mulți în această campanie. S-a promis de la companii avia municipale până la cosmodrame. Dar toată lumea știe foarte bine că promisiunile nerealiste, fanteziste ale unor politicieni nu fac altceva decât să îmbrace într-o formă verbală nimicimea lor, lipsa de pregătire pentru misiunile pe care și le asumă. Noi, la Coaliția pentru Unitate și Bunăstare, suntem dintr-un alt aluat. Coaliția pentru Unitate și Bunăstare are două valori importante pe care le oferim în schimbul votului pe care îl așteptăm la 5 noiembrie. Onoarea și reputația. Noi suntem împreună pentru că cuvântul nostru contează. Campania pe care ne-am asumat-o la Chișinău a fost o campanie serioasă, articulată, argumentată, creată în jurul câtorva noțiuni de bază, schimbare și atitudine.
Pentru că fără atitudine nu putem să facem democrație europeană în Republica Moldova. Și fără o schimbare, doar cu mimare unor procese, nu facem altceva decât să dezamăgim în mod fundamental alegătorii și cetățenii acestei țări. Campania Coaliției pentru Unitate și Bunăstare a fost, mai ales la Chișinău, o campanie pentru schimbare de atitudine. Republica Moldova are nevoie de această schimbare de generații, o schimbare cu oameni competenți, pentru că noi trebuie să furnizăm prin aceste alegeri și prin alegerile care vor urma elementele de bază așteptate de cetățeni. Bunăstare, confort, securitate, certitudine și, fără îndoială, viziune. Le-am avut și le avem împreună, în pachetul pe care l-am pregătit pentru ca sistemul politic să funcționeze integral și pentru ca alternativa liberală pe care noi vrem să o aducem în Republica Moldova să aibă nume. Acest nume pentru campania pe Chișinău are o față, are un profil, este vorba de Ion Bulgac, candidatul nostru la funcția de primar general, alături de o echipă extraordinară pe care am scos-o în față și vreau să spun că sunt oameni irepetabili prin profesionalism, prin dedicație, prin poziționarea pe care și-au asumat-o. Aș dori să-l rog pe domnul Ion Bulgac să spună câteva cuvinte pentru alegătorii spre care noi ne adresăm. Domnule președinte, stimați colegi, stimați telespectatori, suntem aproape de sfârșitul unei campanii electorale pe care sunt ferm convins că am construit-o în primul rând corect. O campanie electorală care, într-adevăr, pentru noi, dincolo de promisiuni false, a fost o campanie despre atitudine, bun simț, responsabilitate, asumare de răspundere și multe alte valori de care oamenii care v-au cerut votul și 2, și 3, și 5, și 10 ani în urmă au uitat atunci când au ajuns în funcțiile în care dumneavoastră i-ați mandatat să meargă ca să vă reprezinte interesele. Prioritățile pe care le-am setat pentru Chișinău le-am aranjat în felul următor. Unul la mână, plan urbanistic general nou. Pentru ca să facem ordine și pentru că în următorii 20 de ani nimeni, că e Bulgac, că e Ceban, că e Carp, că e oricine altcineva, să nu aibă dreptul să decidă el singur cu penița și cu ștampila în mână unde se construiește ceva, unde nu se construiește, pentru că asta trebuie să fie decizii de specialiști. Doi la mână. Chișinău are nevoie de mai mulți bani. E nevoie să aducem mai mulți bani la Chișinău, știm cum să facem asta. Trei, după asta le spunem oamenilor clar, tare, răspicat și sincer că o să avem nevoie să construim, o să avem nevoie de multe excavatoare și multe buldozeri la Chișinău. Lucru care e incomod, înțelegem asta foarte clar, dar adevărul este anume aici. Nu-i credeți pe cei care vă promit Chișinău confortabil, nu-i credeți pe cei care vă promit bombanele electorale atât de frumos ambalate, așa cum au făcut-o de fiecare dată. Cred că înțelege toată lumea foarte clar că starea în care este orașul astăzi ne condiționează la niște acțiuni dure și, dacă îmi permiți, în prezența domnului Cibotaru, poate chiar chirurgicale. Dar înțelegem foarte clar asta și suntem gata să ne asumăm asta. Intelectualitatea de la Chișinău are o opțiune serioasă pentru care se voteze. Profesorii de la Chișinău au o opțiune serioasă pentru care se voteze. Medicii de la Chișinău au o opțiune serioasă pentru care se voteze. Antreprenorii de la Chișinău au o opțiune serioasă pentru care se voteze. Tinerii de la Chișinău au o opțiune serioasă pentru care se voteze. Oamenii liberi și oamenii serioși de la Chișinău au o opțiune pentru care se voteze. Faptul că guvernarea actuală, faptul că Maia Sandu v-a dezamăgit, nu înseamnă că trebuie să mergeți să votați pentru Ceban. Uniunea Europeană nu înseamnă pas. Valorile europene nu înseamnă pas. Ei au fost niște impostori și așa și-au rămas. Vă rugăm frumos să ieșiți să votați. Cum a spus și domnul Igor, în rata prezenței la vot în țările europene e în jurul la 70%. Și acolo lumea iese și votează și votul e unul legitim. Omul care ajunge într-o funcție mandatată de cetățeni are legitimitatea acestei funcții. Ieșiți și votați. Și atunci când votați, țineți cont de faptul că aveți o opțiune serioasă în persoana oamenilor de la Coaliția pentru Unitate și Bunăstare. Votați Ion Bulgac, votați CUB și fiți siguri că o să fiți reprezentați în Consiliul Municipal și în Primăria Municipală Chișinău de oameni serioși care știu să muncească și care știu să-și asume responsabilitatea pentru lucrurile pe care le spun și pentru lucrurile pe care le fac. Mulțumesc! Mulțumesc foarte mult, Ion. Aici ar trebui să spun că o particularitate a Coaliției pentru Unitate și Bunăstare este că circa 9 din 10 persoane care sunt în acest moment membri ai partidului nostru nu au făcut niciodată politică activă. Da, au avut simpatii. Da, au votat. Da, au avut poziții active la televiziuni și în spațiu public. Dar nu au făcut politică. Și probabil că asta este un lucru extraordinar de important.
atunci când oamenilor le crapă răbdarea și vin în față pentru că să-și asume alături de colegii lor, medici, ingineri, profesori universitari, diplomați, oameni din sectorul de securitate și apărare, pentru că mai mult nu pot tolera. Și suntem extraordinar de mișcați și mulțumiți de faptul că oameni ca domnul Anatol Ciobotaru, oameni ca doamna Rodica Grama, oameni ca domnul Victor Țărnă, oameni ca domnul Vlad Cherenciuc, au venit alături de noi pentru că ei simt că oferta noastră este o ofertă autentică, care nu are în spate niciun fel de schelete, nu are niciun fel de dirijori sau acrobații pe care adesea le vedem la emisiunile televizate, mai ales la anumite dezbateri din ultimele zile, cu multă tristețe, pentru că oamenii mincinoși nu trebuie să fie aleși pentru funcțiile la care pretind. Vreau să menționez de asemenea că este convingerea noastră că în Republica Moldova poate fi instalată o anumită normalitate democratică de care fiecare cetățean are nevoie. Ce ar însemna această țară normală? O țară care trăiește după spiritul și standardele europene, fără ca să îi se impună prin condiționalități acest lucru. Trăiește prin, așa cum, de exemplu, respirăm, așa cum păsările zboară. Astea sunt lucrurile pe care trebuie să ne le asumăm înainte de a intra în anticamera procesului de aderare la Uniunea Europeană. Noi ne-am poziționat în aceste alegeri locale împotriva dezbinării și polarizării din societate, dar cu asumarea clară a problemelor despre care trebuie să discutăm, despre eșecurile, riscurile pe care noi le constatăm și pe care știm exact care se datorează cuiva. Pentru că nu putem să închidem gura atunci când nedreptățile, abuzurile, injustițiile se întâmplă și sub această guvernare. Pentru că atunci ne-am trăda propriile noastre idealuri. Noi nu ne dorim o Republică Moldova în care dictatura majorității dictează cum să ne trăim viața. Noi ne dorim să creăm o societate democratică ferită de fanatismul unor partide care controlează toată puterea, pentru că noi suntem liberali. Coaliția pentru Unitate și Bunăstare este un partid care face parte din marea familie, larga familie a liberalilor europeni și punem cetățeanul înaintea statului. Noi respectăm Constituția și căutăm soluții legale pentru a dezvolta mediul de afaceri și a oferi oamenilor locuri de muncă corect plătite acasă. Asta e Europa de care avem nevoie, inclusiv prin aceste alegeri locale. Iată de ce noi, înțelegând miza acestor alegeri, nevoie de claritate, de asumare și de normalitate, am acționat în cadrul acestor alegeri, garantând cu onoarea și reputația noastră a membrilor CUP, pentru că tot ce am spus se va face și tot ce ne dorim se va înfăptui. Asta promit în public. Aș dori să o rog pe doamna Rodica Grama, care este șeful staffului electoral. Bănuiesc că domnia sa nici măcar nu și-ar fi visat vreodată să fie șefa staffului electoral într-o campanie politică, să spună două cuvinte adresate celor care au pus sprijinul unui efort colectiv de care am avut nevoie pentru ca să intrăm în prima campanie din existența, din viața unui partid politic pe nume CUP. Mulțumesc, domn președinte. Aveți dreptate. Nu a fost în intențiile mele de a face politic până în momentul când am văzut că este nevoie ca cineva să ridice capul și să spună lucrurilor pe nume, fiindcă așa nu se poate mai mult. În ultimele săptămâni am mers la fiecare dintre dumneavoastră, cei care am putut să-i privim în ochi și să-i privim cu demnitate. Nu ne-a fost rușine. Nu avem de ce întoarce capul, fiindcă suntem cei care am ajuns în momentul critic când am zis că trebuie să spunem lucrurilor pe nume. Stimați cetățeni, au mai rămas câteva zile când va trebui să vă faceți decizia în cabinele de vot. Noi am spus, noi am vorbit. Noi avem un plan și am zâmbit când am văzut minciunile electorale care se împart cu sacii în această perioadă de către concurenții, oponenții noștri. Deci, atunci când rămâneți singur cu dumneavoastră, singur cu conștiința dumneavoastră, vă rugăm să votați moral. Vă rugăm să votați în conformitate cu propriile dumneavoastră valori. Vă rugăm să votați pentru oamenii care simțiți că vă reprezintă, pentru oamenii care simțiți că rezonează în același
tempo, în același ritm și în aceleași aspirații care le aveți și dumneavoastră. De aceea, îndemnul nostru este să mergeți la vot numai decât și să votați cu inima, să votați gândindu-vă la viitorul acestei țări, gândindu-vă la tinerii care nu vor să rămână și pleacă, gândindu-vă la greșelile care le-am făcut până acum când am dat votul, gândindu-vă la trădările care le-am văzut de la cei care astăzi se bat cu pumnul în piept spunând că sunt mari patrioți al acestei țări. Vă îndemn să votați, să votați moral. Coaliția pentru Unitate și Bunăstare își prezintă o echipă de profesioniști, oameni care nu au făcut politică, dar care înțelegem ce trebuie acestei țări, ce trebuie acestui oraș. Suntem sub numărul 9. Votați Coaliția pentru Unitate și Bunăstare. Votați CUB. Vă mulțumesc! Mulțumesc frumos! Sigur că nu ar fi corect dacă nu am menționat și nume importante care s-au asociat la Coaliția pentru Unitate și Bunăstare în afara municipiului Chișinău. Noi mizăm pe oameni puternici în teritoriu, pentru că oamenii fără caracter trădează la prima ocazie. Din acest motiv am scos în alegere lideri noi pentru Călăraș, domnul Nicolae Rosenbach, domnul Sergiu Păslaru la Orhei, Alexandru Zolotco la Crivuleni, Dan Pârlici la Nisporeni, Eduard Balan la Ungheni, Elizaveta Iova la Strășeni, Iuri Briceag la Cahul, Vitali Stoian la Ialoveni. Vă îndemnăm să-i urmați pentru că ei știu cum se pot administra corect orașele și regiunile noastre în care candidează astăzi, alături de colegilor, camarazilor din Coaliția pentru Unitate și Bunăstare, la fel cum o vor face cele câteva sute de consilieri locali și raionali pe listele CUB. Și asta este garanția fermă pe care CUB o poate oferi astăzi, seriozitate și acțiune asumată. Vă propunem un angajament, stimați cetățeni, și cuvântul nostru este mai tare ca stânca. Vă îndemnăm astăzi să votați pe listele electorale și pe buletinele de vot Coaliția pentru Unitate și Bunăstare, candidații săi, în aceste alegeri locale pentru primari, consilieri de nivelul 1 și nivelul 2, iar noi vom garanta cetățenilor Republicii Moldova un drum drept și fără ocolișuri către normalitatea vieții europene, către Europa civilizată, către standardele de viață și prosperitate pe care ne dorim. Pentru că acasă va rămâne întotdeauna veșnicia, parafrazându-l pe Lucian Blaga, aici este casa pe care o merităm și pe care trebuie să ne-o construim împreună. Asta este filozofia noastră politică. Noi suntem conștienți că politica nu ne oferă nimic altceva decât mijloace de expresie, pentru că valorile în care credem, competența pe care ne-o asumăm, în calitate de medici, profesori, antreprenori, juriști sau militari, să îmbunătățească condiția semenilor noștri. Asta predăm la universitate, unii dintre noi, și asta trebuie să facă toți cei care cred în idee de normalitate democratică, de moldoveni fericiți și respectați în drepturile lor fundamentale, acasă și oriunde se vor găsi ei. Asta este obligația statului, atâta timp cât el ne datorează nouă cetățenilor motivele existenței sale, nu birocraților, nu tâlharilor, nu impostorilor și nu plevei care apare uneori la diverse cotituri istorice. Votați Coaliția pentru Unitate și Bunăstare, stimați colegi, și nu veți regreta. Sănătate și bunăstare tuturor cetățenilor acestei țări. Mulțumesc, colegi!